Așa, ne apucăm de aici la clasa 11-a. Eu cred că ai tot ăla. Da. Zi, pas mine. Limită pentru x de la infinit. Din 5 la 5x la a treia. Supra x pătrat plus 1. Minus 5x. Minus? Da, la acolo, minus 5x. Da. 5x în paranteze. Totul. Totul în paranteze. Ai avut și la aceeași numită, da. Cu limită. Dacă o primă de infinit pe infinit? Infinit minus infinit. Că face infinit prima și cealaltă face infinit. Că 5 ori infinit face infinit. Și face infinit minus infinit și operație fără sens. Da. Da, minus 5x, 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 5x pătrat. Minus 5x de dată facem. Da, păi nu știu. Minus 5x la a treia. A. Da? Că tu mulțești cu 5x, pe x pătrat plus 1. Da, 5x la a treia plus 5x. E minus 5x. Minus 5x. Așa. Totul supra. X pătrat plus 1. Ai înțeles, Cosmini? Deci bine, am amplificat la 5x pe cine am amplificat? Cu x pătrat, pătrat plus 1. A. Și vine 5x ori x pătrat face 5x la 3 și 5x ori 1, 5x, da? 5x, da. Supra x pătrat plus 1 și egal mai departe. 5x la 3 cu 5x la 3 să... și egal cu limită pentru x tind de la infinit din minus 5x totul supra x pătrat plus 1. Și egal, sus numai ce faci, tu lași așa, minus 5x. Da, și scoate în față. Pe x pătrat. Minus 5x, totul, supra. X pătrat, lângă 1 plus 1 pe x pătrat. Și x-ul cu pătrat de aici. Da. Și vine minus 5 supra... Minus 5 pe x, adică. Pe x. Limită. Pentru x tinde la minus infinit, din minus 5 supra x, care face un număr pe infinit. Da, adică 0. 0. Egal cu 0. Mergem mai departe, te rog, Alfon. Limita pentru x tinde la infinit, din 2x la a treia, supra x pătrat plus 4, minus 2x. Închide paranteza. Egal mai departe. Aceeași pantă. Da. Amplificăm pe 2x cu x pătrat minus 4. A treia minus 8x. Da, vorbește, vorbește. A minus 8x supra x pătrat plus 4. Plus 4 și egal. Minus 2x. Da. Așa, și rămâne minus 8x supra x la 2 plus 4. Este egal cu limita pentru x în de la infinit. Minus 8x supra x pătrat plus 4 pe x. X cu x pătrat și va fi minus 8 pe x plus 0. Tot 0, da? Altceva? Limita pentru x tinde la 2, da. X mai mare ca 2, da. De desubtul la limită, acolo unde nu de... Așa, x mai mare ca 2, așa. Adică limita la dreapta, acolo. Da. Din 3x supra x minus 2, îl separat minus, 1 supra x pătrat minus 4. Așa, x pătrat minus 4. Egal cu? Altceva, altceva. Corect. Și limită. Va fi, aici amplificăm cu x plus 2. Pentru că x pătrat, da, plus 4 x minus 2 pentru x plus 2. Da. Și 3x pe lângă 3x pe lângă x plus 2. 2 minus 1, totul supra. Totul supra, x pătrat minus 4. Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la
2 din 3x pătrat plus 6x minus 1, totul supra x pătrat minus 4. Scoatem factorul curțat? Nu, numai la plus minus infinit se scoate. Aaa. Aici locuim pe x cu 2, de ce se întâmplă? Păi, va fi 2 4, 12 plus 12... 12 minus 12. Nu, e plus. Nu, e plus. E plus 6x acolo? Da. 12 plus 24 minus 1, 23. Se... Da, 23 pe 0. Care dă 0? Nu! Nu se face mai. Ceva pe zero. Da. Nu-i zero pe ceva. Da. E ceva pe zero care face plus sau minus infinit aici. Da. Depinde în ce parte gândim. Deci aici când ne dă în final, ai spus că face egal cu minus 1, nu? Minus 1 supra... 23 pe 0. Sau 23 a fost, da? 23. 23 supra 0. De care 0 rămâne să vedem ce fel de 0 a fost, sau negativ. Pentru chestia asta, facem semnul lui X pătrat minus 4. Uite cum facem. X pătrat minus 4 se anulează, devine 0, în minus 2 și 2. Da? Minus 2 și 2. Dăm lui X o valoare, când X e 0, face minus, aici e minus, în afară este plus. Și noi venim cu X și spre cine ne ducem? Spre 2, dar cu X mai mare ca 2. Deci vine spre 2, dar din dreapta lui 2. Adică ce fel de 0? 0 pozitiv. Da? Deci vine, cât o să spunem, 23 supra 0 pozitiv. Încă o dată insist. Am făcut semnul lui x pătrat minus 4, numitorului, și am sezat că între 5 spune minus în afară plus de data asta. Ei bine, noi suntem dincolo de 2. Dacă ar fost cu x mai mici decât 2, atunci ar fost 0 negativ. Așa e 0 pozitiv, un număr pozitiv. Și face ca semn plus infinit. A. Ceva pe 0 face infinit. Da. Am mai făcut asta, da? Da? Ceva pe 0 este infinit. Și mergi mai departe. Te rog, limită da. Pentru x tinde la 1. X mai mare ca 1. Din 2x supra x minus 1 minus 5 supra x pătrat minus 1. Da. O amplificat pe prima cu x pătrat plus 1. Da. Și va fi echivalent cu limită pentru x tinde la 1 din x plus 1 pe lângă 2x minus 5 supra x pătrat minus 1. Și egal cu limită pentru x tinde la 1 din 2x la a doua plus 2x minus 5 totul supra x pătrat minus 1. Și dacă nu mă fiu cu 1, 2 plus 2, 4. E doar 4. Că am. Minus 1 supra 0 de care? Păi faci cu semnul. Facem semnul, da. Exact. La minus 1 și 1. 0, minus 1 și 1. Dacă dăm pe 0 aici. Da, imaginea minus. Este minus. Acolo. În mijloc e între asta. X-ul nu tinde la plus infinit, au zis. X-ul tinde la... Unu. Nu, la 1 ai zis, da? Da. La 1. Păi, da. Dar X mai mare ca 1. Da. Da. Și atunci trebuie să luăm de aici. Așa, 0 pozitiv. Da. Nu, că e din partea dreaptă. Da. Minus infinit. Alte limita pentru x tinde la infinit. Da. Din minus 2x plus 3. Totul supra radical din x pătrat plus 5. Radical x pătrat plus 5, da. Scoatem pe x pătrat sub, de sub radical, adică x pătrat sub radical, da.
Și unul este un x tot mai în față, deci vom avea limită pentru x tinde la infinit, din sus, vedeți că când tinde la plus minus infinit, scoate factor forțat. Deci x pe lângă, minus 2. X pe lângă minus 2 x plus supra x. Minus 2 plus 3 pe x. Plus 3 pe x. Da, totul supra. Radical din x pătrat pe lângă 1 plus 5 pe x. Nu așa vine? 5 pe x pătrat. A, acolo tu ai zis radical, păi... din... vrei să-l scoți chiar în față. Da. Sunt de acord, dar sper că o înțeles și el. Atunci este numai x de sub păi radical. Păi da, chiar am pus x, da. Am înțeles, x pe lângă radical din 1 plus 5 pe x pătrat. Dă-i înțeles, Cosmini, de unde. Explică-i, te rog. Păi aveam radicalul ăsta și dacă scoatem... x pătrat mai întâi, x pătrat sub radical. Sub radical. Nu, 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 nu. Sub radical, te menții. X pătrat pe lângă 1 plus 5 pe x pătrat. Și radicalul x pătrat este x. Este x, da. Și de ce eu scris x în față? Că radicalul din x pătrat este x. Dacă ne înțeles, Cosmine, mai insiste un pic. Deci, uite cum. Așa trebuie să-i ducem. Da, ești profesor. X pătrat plus 5, nu? Este egal cu radical din x pătrat pe lângă 1 plus 5 pe x pătrat. Și zice, egal mai departe, radicalul unui produs egal cu radicalul din fiecare. Deci, din radical din x pătrat, ori radical din 1 plus 5 pe x pătrat. Iar radical din x pătrat este simplu x. Da? X ar trebui să fie modul din x, corect? Da. Dar fiindcă x și dura plus infinit, modul din x este x. Da? Și vine x radical din 1 plus 5 pe x pătrat. Da? X plus. Deci vine x. X-ul cu X-ul de acolo se simplifică și trecem la limita acolo. Pe 3 pe X tinde la 0, așa, 5 pe X pătrat tot la 0, da. Egal prin minus 2 pe 1, adică minus 2. Minus 2 pe 1 egal cu minus 2. Alta. Limita pentru X tinde la infinit, la minus infinit. Din... 3x plus 5 totul supra radical din 4x pătrat plus 6. Egal cu? Facem tot la fel? La da. X pe lângă? X pe lângă 3x plus 5 pe x totul supra. Totul supra. Ce putem face aici? Să scoatem și 2. Atenție, să scoate x pătrat. Fă așa ușor. Radical din x pătrat pe lângă 4 plus 6 pe x pătrat. Și egal cu limită pentru x din de la minus infinit din x pe lângă 3 plus 5 pe x, nu? Da. Totul supra. Radicalul din fiecare, adică da, radical din x pătrat, ori radical, cum am învățat mai drept. 4 plus 6 pe x pătrat. Și egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din x pe lângă 3 plus 5 pe x. Radical din fiecare, radical x pătrat face x. Ori radical din 4 plus, nu x, face modul din x, te rog. Așa, modul din x, ori radical din 4 plus 6 pe x pătrat. Și egal cu limită pentru x tinde la minus infinit. Atenție că x tinde la minus infinit, de ce ar trebui să scoate grijă? X pe lângă 3 plus 5 pe x. Totul supra, atenție, acum e momentul important. Modul din x este minus x. Totul supra minus x. Că x-ul se duce la minus infinit și partea negativă trebuie să mă cu se schimbat. Deci minus x radical din 4 plus 6 pe x pătrat. Și x cu x se simplifică. Și aici
5 pe x la 0, 6 pe x la 0, da? 0 3 și minus 4. 3 pe minus 2. A, că e radical din față. Așa, 3 egal cu 3 pe minus 2. Adică minus 3 pe 2. Eee, aici e fost capcană mare. Deci dacă nu ieși cu modul, ieși ai numai simplu x, n-aveai minus 3 pe 2. Da, era 3. 3 pe 2, grav. Deci băgăm la cap, cum să zicem, nu? Să ținem minte. Da. Ieșim de sub un radical, totdeauna în modul, dacă x tind la plus infinit, da, rămâne așa, rămâne x, dacă x tind la minus infinit, trebuie să punem minus x. Asta e capana. Da. Bun. Mai altceva, dă-i drum. 7. Limită pentru x tind la minus infinit. Din 6x. Supra radical din 9x pătrat plus 5. Din 6x supra va fi minus x pe lângă. Sau fac tot așa? Ia, stai, atenție, deodată x se tinde unde acum? La, tot la minus x, atunci va fi minus x deodată, minus știi x. De ce? Modul explicitat, toată da. Povestea. Minus x, radical din 9 plus 5 pe x pătrat. X-ul cu x-ul duce și face minus 6. Minus 6 pe 3. Adică egal cu minus 2. 8. Limită pentru x tinde la minus infinit. Din 4x la a treia, minus 4x, plus 4, totul supra, radical din 6, x la a șasea, minus 1. Tot la fel. Scoatem factorul. Asta a treia sus. Da. Deci limită. Pentru x tind de la minus infinit. Din x la 3 pe lângă 4 minus 4 pe x. X la 3 pe lângă 4 minus 4 pe x la 2. Plus 4 pe x la 3. Supra... Scoatem x la 6 ar trebui. X la 6, da. Deci vine și iese de sub radical... Minus. Minus x la 3 ar trebui. Minus x la 3, da. Ar fi x la 6, dar se simplifică cu x și restul un modul și face minus x la 3. Deci minus x la 3 radical din... 1 minus 1 pe x la 6. Așa. Și x la 3 cu x la 3, 4 pe x pătrat cu 4 pe x la 3 duc din la 0 și 1 pe x la 6 și va fi 4 pe minus 1, adică minus 4. Minus 4. 9. Limită pentru x tinde la minus infinit. Din x pătrat plus 1 supra radical din x pătrat minus 1. X la pătrat sau x la a patra? X la 2. X pătrat. X pătrat, da. X pătrat minus 1, da? Da. Și egal cu? Tot la fel scoatem. Sigur că da. Limită pentru x tinde la minus infinit. Din x pătrat pe lângă 1 plus 1 pe x pătrat. Da. Supra x, o radical din... Supra? Supra? Minus x. Minus x. Era modul. Așa, și că x de la minus infinit, da, e. Da. Și minus x pe lângă 1 minus 1 pe x pătrat. Și pătratul de aici. X-ul. Și va fi x pe minus 1, adică minus 6. Adică x-ul unde se duce? Minus infinit. Minus infinit. Și face minus infinit pe minus 1. Da. Și face plus infinit. Așa este, dacă x-ul este, a, x-ul este minus infinit. Minus infinit. Că x-ul tinde la minus infinit. Da, deci minus infinit pe minus... Da? Da. Și face plus infinit. Alta, 10. Limită pentru x tinde la infinit din 3x pătrat totul supra radical din 4x pătrat plus 4.
x tinde la plus acum, da? Da. Deci limita pentru x tinde la plus infinit din 3x pătrat, mai ce face tot supra. Cât este jos? La fix. X. Pe lângă radical din 4 plus 4 de x pătrat. Și x-ul pătrat se duce și face 3 limite 3. Din x tinde la plus infinit din, din 3x. Da, 3 ori infinit, 3 infinit și supra 2, da? Infinit. Plus infinit. Altul? Toate, da. Mulțumim frumos. Dacă vrei, mai rămâi. Dacă nu, dacă repede treabă. Rămâi la tablă sau? Da. Da? Bun. Da, am dat mie foaia ca să crezi bine. Bun. Nu ca să crezi bine. Da, am înțeles. Spune așa, să se studieze convergența șirurilor A indice N. Să se studieze convergența șirurilor. Și în caz de convergență să se calculeze limitele. Bun. A, N, șirul e dat așa. Da. A, N la punctul A. 1 supra 1 ori 4. Da. Plus 1 supra 2 ori 5. Plus 3. Da. Tind să cred ce a făcut în clasă că are legătură cu teorema lui Weierstrass. Da. Adică să studieze convergența. Da, este convergent dacă este mărginit și monoton. Și monotonia stabilește cu x în cer plus 1 minus x în cer. Da. Deci aș propune să găsim forma termenului general, să lucrăm asupra lui un pic, când este mai ușor. Da. Pentru asta, îți propun să mulțim și să împărțim toate egalitatea asta cu un... Care e diferența dintre termeni? Un 3, nu? Da. De la 1 la 4, 3. De la 2 la 5, 3. Deci dacă ai avea un 3 sus, acolo ar fi foarte bine. De aceea, înmulțim egalitatea asta până o bar și zicem înmulțim cu 3. O seară bună, succes. Seară bună. 3 AN, să zicem 3 AN, 3 ori AN, nu? Da. Egal cu 3 supra 1 ori 4, plus 3 supra 2 ori 5, plus mai departe, plus 3 supra N, pe lângă N plus 3, da? Da. Și cam mai departe cu pi 3-ul de la numărător scrie 4 minus 1. 4 minus 1 supra 1 ori 4, plus 5 minus 2 supra 2 ori 5. Plus și mai departe, plus puncte, puncte, în loc de n plus 3. N plus 3 e minus. N. Supra n pe lângă n plus 3, da? Da. Și cam mai departe cu. Acum distribuim numitorul 1 ori 4 și 4 și 1. Și vine 4 supra 1 ori 4. Minus 1 supra 1 ori 4 plus 5 supra 2 minus 2 plus 5 plus n supra n plus 3 minus nu, nu era n, avem de să fie 3 supra. Păi nu, dacă îți facem asta, n-a făcut nimic. Trebuie să lași n supra n plus 3 minus minus 3 minus n. Minus n. Minus n plus 3. Ce asta e că m-ai făcut tu acolo? Păi, aici aveam paranteză. Minus n. Așa, și noi am distribuit acolo. Și minus n minus 3. N minus 3 supra... Da. Deci n minus 3 supra n pe lângă n... Trebuie să fie n plus 3. Ce am făcut? Păi, păi nu e cu minus aici. Pentru că avem ăsta de aici.
Da, așa. Atunci, dar trebuia să zicem n plus 3 supra. A, așa trebuia să era, da, n plus 3 supra n pe lângă n plus 3 minus n supra n pe lângă n plus 3. Da? Minus n supra n plus 3. Acum e clar. Da, trebuia să fiu complet. Și acum 4 cu 4 se simplifică, 5 cu 5 se simplifică, 2 cu 2 simplifică. Și mai departe, n plus 3 cu n plus 3 la sfârșit. Ia să vedem ce s-a întâmplat acolo, cred că e o mișto câte ceva. Uite ce, aici trebuia să zicea. Aia 2 ori, da, 2 ori 5. 2 ori 5 acolo. Da. Și 2 supra, 2 ori 5, 2 da? 5, da. N plus 3, n pe lângă n plus 3, n supra, n pe lângă n plus 3. Da. Și egal mai departe cu, așa, și ne pune. Și va fi corect, 2 cu 2. Și 1 cu 1, hai să zicem. Și voi avea 1, un pic mai mare scrie, 1, minus 1 pe 4 plus 1 pe 2. Nu, 1 pe 10. Dar de ce nu mi-a să joc mai? Ar trebui să scriu noi și mai mulți aici. Plus aici, cât ar fi fost? 3 supra la 5 ori 7. Ia scrie plus 3 supra 5 ori 7. Nu, 5 ori 7. Nu. Distanța 4 ori 2. 3 ori 6. 3 ori 6, că se translează toți cu 3, nu? Da. Că ai girat mult. Ai și distanța de 3, nu? Da. Și 1 aduce în 2, 2 în 3 și 4 în 5, 5 în 6, nu? Da. Așa vine. Și avea 3 supra 3 ori 6. Ia să scrii mai mulți, un pic mai mulți, că mă interesează. Plus 3 supra 4 ori 7, plus 3 supra 5 ori 8, plus mai departe plus puncte, puncte. Hai să scrim mai aici până plus puncte, puncte și până scrim din fața lor. Plus 1 supra n, nu, aici ultimii, 1 pe n, minus 1 pe n plus 3. Deci 1 supra n minus 1 supra n plus 3. În față se află echipajul format din 1 pe n minus 1 minus 1 pe n plus 2. Ei sunt translați ăștia cu unitate înapoi. Apoi în față aici ar fi 1 pe n minus... Da, noi aici avem sub formă de produs. Da, după ce am simplificat, după ce am simplificat și distribuit, uite așa, ei se așează așa. Poate tu ai dreptate aici ca să înțeleagă totul. Noi am făcut direct de acolo. Deci m-am dus, eu am forțat un pic până aici, dar bine ar fi fost să scriem așa. Plus aici, 1 supra n pe lângă n plus 3, da? Ca să treci. Aici în față ar fi 1 supra n minus 1 pe lângă n plus 2. De acord? Plus, aici ar fi 1 supra n minus 2 pe lângă n plus 1. Și mai în față, dacă vrem să îl scriem, ar fi 1 supra n minus 3 n. Da. Nu? Așa. Și când ne distribui numitorul, ar să fie... hai să o luăm de jos. Luăm mai pe îndelete, că... Am grăbit foarte mult. Deci 3AN este egal cu... Și am zis aici... 3... Nu-i 3, da, e... loc de 3, da, 4 minus 1 supra 1 ori 4 plus 5 minus 2 supra 2 ori 5 plus... 6 plus 3 supra... Da. Plus 7 minus 4 supra 4 ori 7 plus 8 minus 5 supra 5 ori 8 plus 5 așa plus
Acolo peste tot sunt 3, 3. La fiecare am un 3. Deci în loc de 1, 1, cum am pus eu, 3 trebuia să spui. Păi. Așa. 3, 3, 3, 3. Că doar am început 3 aia. Și acum în loc de 3 ăla zici N. N minus N minus 3 supra... Da. Deci N minus, în paranteză, E minus 3 supra N pe lângă E minus 3. Plus... Plus. N plus 1 minus N. Așa, N plus 1 în paranteză. Da. Minus N minus 2 supra N plus 1 pe lângă N minus 2. Așa. Plus... N plus 2 minus N minus 1 supra N minus 1 pe lângă N plus 2. Plus N plus 3 minus N. Supra N pe lângă N plus 3. Și egal cu A, acum distribui numitorul și egal cu 3AN, zicem noi, 3AN va fi egal cu 4 supra 1 ori 4, minus 1 supra 1 ori 4, plus 5 supra 2 ori 5, minus 2 supra 2 ori 5, plus 6 supra 3 ori 6, minus 3. Minus 6 supra 4 supra 3 minus 4 supra 4 supra 3 plus 8 supra 5 ori 8 minus 5 supra 5 ori 8 plus n supra n pe lângă n minus 3 Poți să nu mai scriu pe asta, ca să scriu direct cu ultimul sunt în cap. Așa. Adică ai un intermediat? Asta. Așa. Care era scris să scriu așa. Așa. Și... Și să scriu direct pe asta. Păi trebuie și acela ca să vezi cum se reduc termenii. Da. Da, trebuie și acela. Îl scrii pe toți. Da, da. Deci, supra N minus 1 pe lângă N plus 2. Minus N minus 1 supra N minus 1 pe lângă N plus 2. Plus N plus 3 supra N pe lângă N plus 3. Minus N N plus 3 și 4 cu 4, 1 cu 1, 5 cu 5, 2 cu 2, 6 cu 6, 3 cu 3, 7 cu 7, 4 cu 8, 8 cu 5, 8, 8 cu 5, 8, 8 cu 5, 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 8
Și? E, 3R e egal cu? Va fi aici 1. Minus 1 pe 4. Plus 1 pe 2.
plus 1 pe 4, minus 1 pe 7, plus 1 pe 5. Da. Ce? Minus 1 pe 8. Plus 1 pe puncte. Îi scriu și pe ăștia? Sau... Da, scrii ca să văd exact cum apar acolo. Unde ești acum? La un copec. Așa. Și acum, după ce îi scrii, care ce din începând, pe toți îi scrii. De desubt îi scrii. Da, da. Unu pe minus 3. 3 minus 1 pe plus 1 pe minus 2. Minus 1 pe plus 1 pe minus 2. Nu, plus 1 pe minus 1. Minus 1 pe plus 2. Plus 1 pe minus 1 pe plus 3. Așa, și e să reduc acum. 1 pe, minus 1 pe 4 cu plus 1 pe 4. Apoi. Minus 1 pe 5 cu 1 pe 5. Minus 1 pe 6 cu 1 pe 6. Este pe acolo, pe puncte, puncte. Da. Cert este că rămân primii 3. 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 3. Da. Aia nu se mai poate simplifica cu nimic. Nu se mai reduc nimic. Da? Deci 3 aia va fi egal cu 3 indice. Aia egal cu 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 3 minus tot ce e la sfârșit cu minus, adică minus 1 nu, nu va stă cu 1 așa se duce la tot mai 1 pe n plus 1 minus 1 pe n plus 1, care nu mai are cum să acela, nu se mai duce ăsta. Da. Pe urmă minus 1 pe n plus 2 rămâne. Că rămân primii 3 cu plus, ultimii 3 cu minus. Minus 1 pe n plus 3. Deci, vezi, 3 a n arată așa. E dat mai departe cu adunarea aceea 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 3 numitorul 6 și cu 2 și cu 3 11, 11 pe 6. Deci egal cu 11 pe 6. Minus 1 pe n plus 1 1 supra n plus 1, minus 1 pe n plus 2, minus 1 pe n plus 3. Asta e de 3 ori a n, da? Da. Dar numai a n este o treime de asta. Da? O treime de asta. Deci notează sus că a n acum l-ai scris așa. A n egal cu 1 pe 3 pe lângă. 1 pe 3 pe lângă. Cine? 11 pe 6. Da, 1 pentru 11, minus. Da. Minus 1 pe n plus 1. Minus 1 pe n plus 2. Minus 1 pe n plus 3. Așa arată 6 arată aien. Da, eu zic că nu, da. Deci așa arată aien. Da, de acord. Deci aien așa arată. Și îndată ce ai găsit pe aien, de forma asta, treci la monotonie și mărginerii. Și asta e singura cazul. De exemplu, eu în timpul testului, dacă nu mă gândeam să fac așa, cum făceam? Dacă nu vrei să faci așa, te ții la monotonie și mărginerii deodată. Ai el la F sub forma asta. Hai să-l părăsim pe exact ce mi-ai spus tu acum. Ce mă fac eu dacă nu vine în minte așa o treabă? Face a indice n plus 1. Da, Viorele? Acum ajung și eu două minute, da? Dar cum te joacă, nu poate. Da. Așa, bine, bine. Ai ghinior că vine cineva la Suceava și mă dezmătru 5 minute, 10 minute, stau un pic de vorbă. Da. Da.
Deci ai n plus 1 minus n, îl faci pe n plus 1. Da. Adică logă și pe n cu n plus 1, da? Și el se translează, practic, să, mai, să fie mai mulți termeni cu unitate. Da. N plus 1 pe lângă n plus 4 va veni. Da. Și când faci diferența, rămâne numai 1 pe n plus 1 pe lângă n plus 4. Și vezi ce fel de număr este. Sigur, va fi un număr pozitiv. Da. Adică n plus 1 mai mare decât n. Ai plus 1 mai mare decât n și el este mulător crescător. Da. Și fiind mulător crescător, ai, ai sens de monotonie. Și la mărginile acum. Trebuie să vezi să-l cuprinzi între doi șiruri. AN și AN plus 1. Da, fiindcă ți este un pic mai dificil, hai să faci limita de asta. Astea două să le faci. Din 2 AN, 2 radical din N, și minus radical din N, minus radical din N. Și faci echipa asta, radical din N plus 1, minus radical din N. Și radical din N plus 1, minus radical din N. Și le aplici o jugată la fiecare, da. Două limite. La fel. Aici ai radical din n plus 2 minus radical din n plus 1 și radical din n plus 3 minus 3 radical din n plus 2. Dacă treci la limită aici și faci calcul, scoți pe n factor forțat, cum știi, da. Și faci 1 minus 2, care face cât? 1 minus 2 face minus, minus 1. 1. Și aici face 1 minus 3 minus 2. Minus 2. Și minus 1. Deci limita e ușor de făcut, da. Aici. Aici e făcut. Numai că aici rupi în două limite. Deci egal mai departe cu radical din n plus 2 minus radical din n, o echipă, da. Plus limita cealaltă, radical din n plus 1 minus radical din n. Și la asta faci conjugată, la asta faci conjugată și iarăși ai reușit să faci. Și va face 0 până la urmă. Că va veni radical din n plus 2 minus... Și are limite din asta plus limite. Exact. Da. N plus 2 minus n, da. Supra radical plus radical. Da, da. Și cealaltă iarăși plus, n plus 1, adică 1 supra, radical plus radical. Da. Și o face 0 plus 0. 0 limita asta. Iar aici aduci la același numitor. Și vine logar natural din k pătrat minus 1 supra k pătrat. Și aici k minus 1 pe lângă k plus 1. Și vine logar natural din k minus 1 supra k. Ori k plus 1 supra... Și scot. Supra K, da? Da. Și logaritmul unui a, produs, logaritmul în baza, într-o bază din A ori B. Este logaritmul din A plus logaritmul din B? Așa, și când faci sumarea aceea, da. Diferența logaritmului cât e egal cu diferența logaritmilor, deci merge da. Și așa asta. Da? Dacă nu... Da. Ce să fac eu? Să opresc oamenii sau încerc să lucrez așa? Încerc să lucrez așa, dacă nu mi se opresc eu și... Așa. Și vezi ceva s-a blocat, oprești și când vine da. O pătină. Da? Da. Bine. Să-ți las cheia să încuie un pic de... asta, să nu cumva să te vezi de cineva că e singur, să vină la tine. Dar mă, nu cu eu. Ce mai bine. Această diferență de AIGN plus 1 minus AIGN. AIGN plus 1 înseamnă că în loc de N punem N plus 1 și atunci va fi N plus 1 pe lângă N plus 1 plus N plus 1 plus 3 va fi N plus 4. Și AIGN este acesta și facem diferența așa minus 1 supra 1 4 1 supra n plus n plus 3.
aici, în fața... A în C n este inclus în A în C n plus 1 și pe unde o aici va fi 1 supra n pe n plus 3. De fapt va fi fix în față pentru că diferența este de 3 și atunci va fi în loc de va fi cel din față și atunci fiindcă este negativ, aici este minus, semnul de aici este minus, schimbă toate semnele din paranteză și 1 pe 1 ori 4 minus 1 pe 1 ori 4 va fi 0. 1 pe 2 ori 5 minus 1 pe 2 ori 5 se va simplifica și se va simplifica tot, toată asta cu toată asta. Și rămâne doar 1 supra n plus 1 de n plus 4. Și facem aici paranteze și ar fi 1 pe n pătrat plus 5n plus 4 și acesta categoric este mai mare decât 0 pentru că acesta este pozitiv. Atunci x în c n plus 1 este mai mare decât x în, de fapt a în c n plus 1 când avem a în gen, dar dacă aveam aici și lui x în gen, aș fost x în gen plus 1. Și atunci șirul este strict crescător. Cerința era să se afle să se studieze convergența. Din teorema lui Weierstrass știm că un șir este convergent dacă este și monoton și mărginit. Și astfel, noi am arătat aici monotonia, deci șirul este, practic, mărginirea este monoton pentru că este strict crescător. Mărginirea nu mă descurc fără domn profesor și o să continui cu un alt exercițiu cu tot cu limite. Cu niște limite. Este exercițiul 3 la mine. Calculați A. Limita pentru n fiind de la infinit. Limita pentru n fiind de la infinit din radical din n plus 2 minus 2 radical din n plus radical din n plus 1. Mi-a dat un profesor o idee că acest minus 2 radical din n, știm că radical din n plus radical din n, 2 radical din n, și dacă avem cu minus, e minus radical din n, minus radical din n, fac e minus 2 radical din n. Și am putea să-i scriem aici separat și ar fi limită pentru n tinde la infinit din radical din n plus 2 minus radical din n și să scriem separat plus altă limită
Eu așa am înțeles, dar profitul cred că așa o să, așa trebuie, dar așa este. Trebuie să mergem timp de la infinit. Din acesta, la vital de N+1 minus, pentru că aveam un minus radical din N. Din minus radical din N, un minus radical din N am luat și mai este 1. Și aplicăm conjugata. Și avem așa. Limită pentru N de la infinit. Din N plus 2 minus N supra radical din N plus 2 plus radical din N plus N cu minus N se simplifică limită pentru N timp de la infinit din stați așa N, da, N plus 2 așa N plus 1 minus N totul supra radical din N plus 1 plus radical din N și luăm separat limitele ca să nu fie mai simplu. Limită pentru M timp de la infinit din 2 supra. Poate va fi îl scoatem factor forțat pe N, deci din paranteză pentru că N timp de la infinit. Și avem N radical din 1 plus 2 supra N plus radical din 1, care va fi 1. Și această limită va fi stați așa, sper că am greșit. N plus 2 minus N, N plus 2 minus N. 2 va fi infinit. Ar trebui să dea, cred, număr real. Da. Se pare că nu mă descurc, o să trec la următorul. O să trec la următoarea limită să încerc să o fac și unde lumea a ieșit o să vină doar profesor și o să mă ghideze. Avem limită pentru N de la infinit din radical din N plus 2 minus 2 radical din N plus 1 supra radical din N plus 3 minus 3 radical din N plus 2 minus radical din N plus 2. Dar e ce dă 1. Deci, domn profesor mi-a sugerat așa. Să facem radical din N plus 2 minus un N minus N supra. Aici va fi radical plus radical. Cred că se referă la conjugata fiecăruia. Se iau limită din așa plus 1 supra radical plus radical. Acum
1 ăsta, mă gândesc că o fi down. Da. Da, am avut un moment de eschivare. Și luam lucrurile simple. Ori nu stăpânesc eu, ori se întâmplă ceva că nu prea le stăpânesc. Da. Fiindcă din de la infinit. Scrie mai frumos. Am putea scoate factor forțat din de peste tot, n. Și ar fi n pe lângă radical 1 plus 2 supra n minus 2 radical minus 2 n radical din 1 plus 1 pe n. Sper să-mi iasă ce mi-a sugerat un profesor. Minus n. Radical din 1 plus 2 minus radical din n. Da, de fapt aici. Stai așa, că acum îmi dau seama. Dar nu, dă n plus 2 minus n. 2 plus 1. Aici va fi 1 pe radical de... Așa este, dar are dreptate, domn profesor. Deci, revenind la primul exercițiu. Aici dă n plus 2 minus n. Am făcut aici, sub radical de n plus 2 plus radical de n. Și aici este radicalul. Sub radical de n și radical. Dar. Da. Deci, de 0 plus 0 a arătat, domn profesor, pentru că 2 supra, 2 supra un infinit, 2 supra n, este 0. Și această limită, ca să nu las neterminat exercițiu, pentru că mi-am dat seama, cum spuneam, la lucrurile simple, limită pentru n fiind de la infinit, de 1 supra n, 1 plus 1 pe n plus 1. Și va fi 1 pe n plus n ori 1 plus 1 va fi 1 supra infinit, ce este 0. Și atunci această limită, limita internă va fi 0. Deci pot să șterg primul exercițiu. Va fi 0 plus 0 și este 0. Asta pentru că neatenția și nu am puterea de concentrare sau nu știu. Astea cost. Și m-au costat întotdeauna și matematica trebuie făcută pe atenție și pe concentrare și să fie exact pe punctul foarte al exercițiului. Dacă nu, degeaba. Și am simțit-o de mai multe ori pe piele mea. Acum avem așa aici, iar scoatem n pe lângă 1 plus 3 supra n minus 3n pe lângă 1 plus 2 pe n. Și pe cazul limită pentru n fiind de la infinit am putea trece la limită și ar fi minus n, ar fi minus n supra minus 3n și ar fi minus n pe 3n și ar fi minus 1 pe 3, cred că este. Dacă am trece direct la limită, ar fi așa, n minus 2n, pentru că aici e de la 0, asta e de la 0, și asta și asta la fel, supra n minus 3n. Și ar veni minus n sub
algebra de 2n. Minus cu minus, n pe 1 pe 2, cred că este limita. Acum, să vedem ce ieșe domn profesor când o să vină. Sper că cei care urmăresc acum, dacă urmărește cineva, dacă urmărește, sper că cei care urmăresc acum să nu se fi supărat că am pierdut tabla, dar doar tablă cu fractă. Și mai am un exercițiu pe care mi l-a dat un profesor. Din tema mea. Practic, domnul profesor îmi demonstrează mie acum că eu pot să-mi fac tema și singură. Bineînțeles, sfaturile lui sunt mereu de mare ajutor și nu știu ce aș fi făcut fără profesor online. Dar ideea este să ai voință, să vrei să lucrezi. Eu vreau. Și să ai determinarea să stai, să-ți faci capul și să-ți placă. Eu dacă am satisfacția că mi-e în exercițiile, am mai mare drag să lucrez. Și avem această limită. Sincer să fiu, nu știu cum afectează suma, limita, dar ideea ar fi să aducem aici la același numitor și ar fi limită pentru n tind la infinit din k pătrat minus 1 pe k pătrat. K pătrat minus 1 pe k pătrat se scrie ca k minus 1 pe lângă k plus 1. Era logaritm natural aici din. Lângă k plus 1 2 supra k pătrat. Și avem un profesor. Așa. A mers un pic? Da. M-am plin de ce, nu știu, la chestiile astea simplu mă plin greu. Sunt chestii, m-am plin, de exemplu, la A, m-am plin după ce am trecut la B. Zice ce era vorba, dar nu e și până la urmă. Bun. Hai să vedem cum ai gândit acolo, că mă interesează să... Să vă arăt la A și la B, nu? Așa. La B m-ar interesa dacă mi-a dat bine, deși cred că nu văd. Mi-a dat 1 pe 2. Voi dați noastră, limite să vedeți? Da, îndată numai să pună ca să se audă sonul, da? Eu am vorbit în timp ce am scris, pentru că știu că camera nu te registrează și... A, așa, camera... Am încercat să explic, o să vă dați noastră la filmuleț. Da? A va fi lecția cea mai interesantă, nu? Da. Când ți-ar suma riscul să conduci. Hai tu. Să au urât ochelare acum. Am urât ochelare. Așa, cred că mă descurc. Așa, acum să merge. Totul e perfect. Deci ai zis aici logar natural din... nu-i K pătrat, K. K și... Pentru că e... Că e ca urcat pătrat. Da? E ca urcat. Exact. Și logaritmul unui produs e egal cu suma logaritmului, da? E egal mai departe cu limite pentru n tinde la infinit. Din... Logaritmul natural. Din k minus 1 pe k. Supra k. Plus logaritmul natural din... k plus 1 supra k.
suma ai avut acolo, bănesc, nu? Sumă da, ai dat. Suma logaritmilor. Ia să vedem dacă nu putem duce până altă parte. Suma logaritmilor egal logaritmul produsului. Deci aș putea zice așa, hai să mă duc într-o altă direcție. Deci vine limită pentru n timp de la infinit, din logaritm natural, din produs, de la k, ăsta e simbolul produsului, da. De la k egal cu până la n, din k pătrat minus 1 supra k pătrat. Deci da. M-am întors de aici. Suma logaritmilor egal cu logaritmul produsului. Și egal cu limită pentru n timp de la infinit, din logaritm natural, din produs, de la de k minus 1 supra k, ori k plus 1 pe k. Da. Nu-i bine că k pătrat minus 1, m-am scris așa. Iar acum produsul produsului egal produs din fiecare. Faci limită. Hai, te rog să scrii, ca să scriu și eu. Din produs de k pătrat, de k minus 1 pe k. Așa. K plus 1 pe k produs. Nu, e de fapt e... Numai produs. Produsul, da. Dar produs din k plus 1 pe k. Așa. Și logaritmul natural din produsul acestor două produse. Îi pun într-o paranteză. Și acum ia primul produs deoparte. Produs dacă e egal cu 1 până la n din... K egal cu 2, da? Până da. La n din produs de k minus 1 pe k și egal mai departe cu pur și simplu, dăm k valoarea 2 și 2 minus 1 1 da. Deci 1 pe ori deci ai făcut 1 pe 2 odată da. A, ori deci l-ai făcut pe k egal cu 2, da? Da. 2 minus 1 face 1 pe 2. Ori. K-ul devine 3. Da. 2 pe 3. 2 pe 3, ori. 3 minus 1, 2. 4. 4 minus 1, 3 pe 4. Ori 4 pe 5. Și numai 4, ori puncte, ori n minus 1 pe n. Și se... 2 câte 2? Se... Așa... Și... 4 cu 4 până 4, așa? 4, 5 și cu 5? Și va fi n minus 1 de aici cu n da. Minus 1. Și va rămâne 1 pe n. 1 pe n. De egal cu 1 pe n. Primul produs. Da. Al doilea și produs. Produs de la k egal cu 2 la n din k plus 1 pe k. Va fi 3 pe 2 ori 4 pe 3 ori 5 pe 4, așa nu? Ori... Acum e 3 pe 2, 4 pe 3, ori 5 pe 4 și mai departe ori... 5? Ori puncte cu n plus 1 pe n. Și va fi... 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, n-ul de aici cu n-ul din față care va veni da. Pe diagonală și va fi n plus 1 pe 2. Și ne dăm aici, nu? Exact. Și dus la limite. Logaritmul natural din 1 pe n, ori n înlocuim aici, nu? Suma. Așa. Deci în loc, rezultatul primului produs, ori 1 pe n. Pe n, ori n. Deci așa, deci logaritmul natural din 1 pe n, ori n plus 1 pe 2. N plus 1 totul pe 2. Și egal cu comută limita cu logaritmul, din egal cu logaritmul natural din limită pentru n de la infinit din n plus 1 pe 2n. Da. Facem factorul forțat. Da, faci logaritmul natural din limită pentru
n tinde la infinit, n pe lângă n pe n supra 2n. N cu n, 1 pe 2. Logarit natural de 1 pe 2. Logarit natural de 1 pe 2 este rezultatul limitei. Hai să vedem și pe cealaltă, pe tot am spus-o și vedem un pic, da? Că ce ai spus tu că nu ești sigur? La care nu ești sigur? La B. La punctul B. Prima trebuia să dea 0 și a dat 0. Așa. Și la B mi-a dat 1 pe 2. 1 pe 2. Hai să vedem, ai scos factorul forțat acolo, da? Da. Hai să vedem. Deci era vorba de limită pentru n tinde la infinit din radical din n plus 2 minus 2 radical din